Toată lumea să avem telefoanele pe silențios sau vibrații, da? Asta da, putem începe, da. Vă spun din nou bună ziua. Da, precum v-am obișnuit, în fiecare lună avem un invitat, eu zic că de marcă, care va susține o conferință, să-i spunem un speech, cum se cheamă în jargonul actual, mă rog, preluat în engleză, așa, un invitat în marcă, iar astăzi invitatul este scriitorul și dramaturgul și, mă rog, gazetarul, dar în primul rând scriitorul și dramaturgul, Petre Barbu. Eu îi spun de obicei Petru, așa că s-ar putea să folosesc destul de frecvent Petru. De ce? Noi ne-am cunoscut destul de mult, până în 1989, ne-am cunoscut la Curtea de Argeș, unde el era inginer stagiar la fabrica Electro Argeș. Deci era mult mai tineri, vă dați seama că au trecut peste 30 de ani de atunci. Ne-am cunoscut grație unui prieten comun, criticul, în primul rând criticul literar, al TH Ionescu, de la care cred că amândoi am avut de învățat ceva. La Petru Barbu se vede felul cum utilizează ironia și mai ales autoironia în discursul scris, dar și în discursul oral. La mine nu știu ce se vede, știu că am scris o cărticică despre el, e prietenul la care am ținut foarte mult, cred că amândoi am ținut foarte mult la alte H. Ionescu și cred, repet, îi datorăm, cred eu, foarte, foarte mult. Ei, ne-am cunoscut deci în 1988, formă ne-am mai întâlnit, ne-am mai pierdut, ne-am regăsit întâmplător acum vreo câteva săptămâni. Știam despre el că este un scriitor important. Știam și că a trecut de la proză scurtă și roman la dramaturgie, ceea ce mi se pare extraordinar. Pe cum știți, autorii de teatru, autorii dramatici, nu sunt foarte des întâlniți nu numai în România, în general în lumea scriitoricească. Petre Barbu este unul dintre aceștia și mi se pare... Deci eu i-am citit câteva piese, n-am fost la niciun an de piese care s-au montat pe diverse scene ale naționale, dar am ascultat și teatru radiofonic și mi-am dat seama că a reușit și în teatru, așa cum a reușit și în proza scurtă și în roman. Dacă vă uitați atent la el, are o figură, cum să spunem, parcă vine după altă lume. Eu am fost uimit când am venit aici să aflu că Petre Barbu deja vorbise cu doamna directoare Carmen Elena Salu, care este ca de fiecare dată alături de noi. Și nu m-aș fi așteptat, aș fi crezut că s-a rătăcit pe undeva prin centrul Piteșilor, dar omul venise țintit. Figura asta dezorientează pe foarte multă lume și totuși omul știe întotdeauna ce vrea, cel puțin în scris. Ce se pare așa ciudat, așa, am nimerit unde trebuia, sau că nu m-am rătăcit, adică tu crezi că artiștii așa sunt, sau, mă rog, scriitorii, sau sunt niște aeriene așa, care trebuie duși de mână? Nu toți scriitorii, unii sunt foarte pragmatici, dar tu ești, cel puțin dacă se ia omul după fenotip, deci după aspectul exterior, ai senzația că vii totuși, parcă nu ești de aici, parcă vii de undeva din altă... Nu suntem la psihoterapeut acum. Facem și un pic de psihoterapie, mai ales că inclusiv tu faci asta sau cel puțin așa înțeleg eu, în piesele tale. Dar a fost doar o glumă prin care vreau să spun că în ciuda aerului rătăcit, să spunem așa, de fapt, în ciuda aerului rătăcit, să spunem așa, reușești foarte bine să te orientezi. Eu am senzația că inclusiv personajele tale sunt... Aș completa eu, dacă îmi permiți, are un aer și eu am observat de intelectual conectat la propriul său univers și la ce mai are acces. Pentru că trebuie să recunoaștem scriitori, filozofi, dramaturgi, pe care, mai ales cei pe care i-a adus tu aici, sunt într-adevăr de înaltă ținută și cu siguranță în sensul acesta vorbeai. Vă mulțumesc. Într-adevăr, Petru Barbu este o natură foarte interiorizată. Până la urmă, de fapt, asta vreau să zic și dumneavoastră ați prins foarte bine. E o natură foarte interiorizată și oarecum așa sunt și personajele sale. Din punctul meu de vedere,
Bun, el aparține a ceea ce se cheamă generația 90, deși nu prea cred în clasificările de felul ăsta, dar cel puțin așa am citit, că care aparține generației 90. A prins oarecum universul de dinainte, deci vorbește, știe în cunoștință, e în cunoștință de cauză cu ceea ce s-a petrecut înainte de 1989. Ei bine, personajele sale trăiesc, da, acum cred că se aude mai bine, personajele sale au prins, cum să spun eu, cezura, ruptura care s-a produs odată cu schimbarea de regim din decembrie. Și, din punctul meu de vedere, sunt extrem de dezorientate în noua lume. Trăiesc în visurile pe care și le-au făcut în ce privește societatea capitalistă, prosperitatea, fericirea. Și evident că aceste vise, ciocnindu-se de realitate, nu prea se împlinesc. Generează situații absurde, uneori grotești, și câteodată o atmosferă de carnaval, oricum o atmosferă aproape ireală. Cel puțin asta a fost senzația mea nu l-am citit foarte mult, dar în ceea ce am citit, cam asta a fost senzația mea, că personajele vin oarecum cu o lume a lor, care, ciocnindu-se de realitatea brută, în special de realitatea brută a schimbării sociale după 1989, trăiesc niște drame tocmai pentru că dorințele lor nu se potrivesc cu realitatea. Oarecum, cred că, cel puțin luându-mă după anumite scrieri ale lui, oarecum e și situația lui. La Petru Barbu se simte foarte puternic, s-a simțit întotdeauna dorința de a fi scriitor. Și această dorință, cam idealist, așa, iarăși e destul de greu de conciliat cu o lume pragmatică, cu o lume capitalistă, deși el reușește foarte bine. Precum știți foarte mult după internet, a lucrat foarte mult în presă, actualmente este senior editor la revista Forbes, o revistă care se ocupă de ceea ce se cheamă VIP-uri, deci personaje, oameni cu mulți bani. De milionari. De milionari, da. Bun, milionari și, care sunt sau nu... Și în pandemie numărul milionarilor a crescut. Da, eu nu știam, dar asta e informație. Și avem multă treabă acolo la Forbes. Da, deci bun. Deci, așa. Hei, unele piese, cel puțin unele piese de teatru, dar și proze, au ca temă exact, cum să spun, drama scriitorului care... a cărui lume interioară pe care încearcă să-i dea viață vine în conflict cu realitatea exterioară, creând iară situații grotești, absurde, comice uneori. Eu cel puțin așa i-am priceput scrierile, nu foarte multe pe care le-am citit, deși el a scris foarte mult. Precum știe foarte multă lume, cel puțin dintre cei prezenți aici sunt convins că știți, este un autor care a primit foarte multe premii și pentru proză, dar și pentru dramaturgie. Piesele sale, precum spuneam, s-au jucat pe multe scene și au fost câteva dintre ele încununate cu succes. Puteam să-l întreb, dar intenționat n-am vrut să-l întreb în legătură cu tema conferinței de astăzi, deci care se intitulează Dramaturg în pandemie, ca să-mi păstrez și eu surpriza de a recepta pentru prima oară ceea ce ne spune Petru Barbu, dar cred că sigur va trata discursul său exact despre o situație de felul ăsta a conflictului, se spune, dintre vocația așa de dramaturg și lumea aceasta. Conflict care, fie vorba între noi, chiar reușește să declanșeze situația tensionată ce creează atmosfera dramatică din piesele sale. Nu sunt critic literar, dar am citit totuși câteva referințe legate de Petru Barbu și, în general, cam toate sunt elogioase, deci este unul dintre scriitorii de top din România. Acum, din punctul meu de vedere, sunt mulți oameni care scriu, dar puțini sunt scriitori creatori cu adevărat, adică creatori în sensul că pot da naștere unui univers, să-i spunem, inedit, nou. Mulți scriu despre, unii o fac strălucit, alții mai puțin strălucit, scriu despre cărțile altora, despre o anumită temă. Petru Barbu reușește să creeze personaje, reușește să creeze situații dramatice, reușește să creeze tensiune dramatică. Deci este un creator în sensul
cel mai clasic, era să zic, oricum, în sensul adevărat al cuvântului, ceea ce nu sunt foarte mulți, dintre, mă refer la cei care scriu. Majoritatea sunt comentatori, critici, dar creatori în sensul tare al cuvântului, eu am întâlnit puțin. Dacă mă întrebați, că tot am spus și cu asta voi încheia, că l-am cunoscut din 1988, părerea mea e că dintotdeauna a fost așa și ceea ce m-a uimit, dar eram convins că asta va fi, m-a uimit consecvența cu care și-a urmărit vocația. Propun să-l ascultăm pe el, cam atât am avut de spus. Mulțumesc mult! Bună ziua! Numele meu este Petre Barbu. Doresc să-i mulțumesc domnului Leonid Dragomir pentru invitație și pentru prezentare. Sunt onorat. Doresc să-i mulțumesc doamnei Carmen Salub pentru că m-a invitat aici la Centrul Cultural Pitești. Este primul meu drum cu trenul după începerea pandemiei. A fost un drum plăcut. Am încercat să îmi amintesc drumurile pe care le făceam spre Pitești și Curtea de Argeș cu trenul, în urmă cu 30 de ani, când eram inginer la IP Electro Argeș. Am stat în Curtea de Argeș 2 ani, între 1988 și 1990, și am locuit în căminul de nefamiliști de lângă fântâna lui Manole. Acolo am și scris o piesă de teatru, proastă de altfel, nici nu mai păstrez manuscrisul, dar nu pot spune că în Curtea de Argeș mi-am început cariera de dramaturg. În fapt, ca să respect titlul acestei prelegeri, dramaturg în pandemie, în fapt, dramaturgul nu are un statut profesional sau social. Poți să fii inginer, poți să fii ziarist la revista Forbes, care numără miliardarii de pe planetă și din țară, poți să fii curier la Glovo, șofer la Uber, inginer, medic, casier la Kaufland și pot enumera, dar în timpul liber poți să fii și dramaturg, adică să scrii piese de teatru. Dar asta nu înseamnă că ești dramaturg, în opinia mea. Dramaturgul este, cred eu, scriitorul care scrie pentru scenă și care este în lăuntrul lumii teatrale. Mai precis, omul care trăiește împreună cu actorii, cu regizorii, cu lumea spectacolului. Dramaturgul nu se definește ca numărul, în funcție de numărul de piese pe care le scrie, ci mai degrabă spune ca spectacolele montate pe baza pieselor sale. Din acest motiv, cred că e bine că nu există statutul acesta profesional de dramaturg în România, pentru că nu se poate trăi financiar de pe urma dramaturgiei. Și, de asemenea, e bine că mai scutește bugetul de pensii, de o pensie în plus, pensia de dramaturg. Din această perspectivă, cred că e un lucru bun. Aș sublinia încă o dată că nu mă consider dramaturg, deși am scris câteva piese, am două volume de dramaturgie editate, pentru că eu trăiesc puțin așa cam izolat în afara lumii teatrale, adică nu am acest job de a mă duce
și aș să propun piese, să mă întâlnesc cu actorii. Asta înseamnă chiar meseria de dramaturg, să simți mirosul scenei. Așa e foarte comod să stai acasă și să gândești cum să scrii piese de teatru și statutul acesta de dramaturg, de scriitor la marginea lumii teatrale, îmi convine mai mult. Dar, ca să definesc în viziunea mea ce înseamnă dramaturgul, dacă scrii poezii, dacă scrii un roman, nu te vede nimeni. Nu? Scrii, trimiți editorului, îți apare cartea, inviți prietenii la librărie, mă refer la vremurile normale. Vin prietenii, alții au uitat, alții vin ca să bea un șpriț, se termină prezentarea și după aceea, ca poet sau ca prozator, aștepți un feedback, aștepți un răspuns de pe urma muncii tale. Mai primești niște like-uri pe Facebook la coperta pe care o postezi, îl întrebi pe editor câte exemplare s-au vândut și vezi că din cele 200 de like-uri s-au vândut doar 3 persoane au cumpărat pe internet, așa. Te întâlnești cu un amic pe stradă și le întrebi, băi, mi-ai citit cartea? Și ăla spune că nu, am alte probleme cu soacră mea, cu alte probleme, sau am citit doar introducerea. E o anumită frustrare, deci o anumită singurătate. Dramaturgul în viață, căruia i se montează o piesă, are norocul sau șansa de așa, are un contact direct, necruțător, cu publicul. Mai cu seamă, dacă se află în sala de premiere, dacă se află în sala de spectacol, sau dacă se află în culise, sau pe trotuarul din fața teatrului. Atunci poate vedea direct, cum spun, auzi direct și poate să vadă reacția publicului. Unde a greșit, dacă publicul a râs, dacă s-a distrat, dacă spectacolul a fost emoționant. Deci are, cred eu, un statut așa foarte delicat, pentru că rezultatele sau răspunsul la ceea ce a scris este instantaneu, pe loc și necruțător. Dar spectacolul care este pe scenă nu este spectacolul autorului, al dramaturgului. Fac această precizare cu toată convingerea. Este creația regizorului. Deci regizorul care a găsit textul care îi convine, textul unui dramaturg, montează împreună cu actorii, cu mașiniștii, acest spectacol care este o altă creație decât dramaturgia scrisă de către autor. Este cu totul altceva. Bine, o să spuneți, dar domnule, trebuie să regizorul trebuie să respecte textul lui Barbu sau trebuie să respecte textul lui Caragiale. Nu e adevărat. Regizorul este un creator și el pornește de la acel text ca pretext pentru a construi un spectacol. Un spectacol ale cărui emoții sunt altceva decât lectura textului dramatic. Deci sunt două lucruri, după părerea mea, complet diferite și nu vreau acum să polemizez sau să poți să mă contrazici, Leonid, sau așa. Dar ceea ce vedeți pe scenă este gândul regizorului,
este creația regizorală. O să spuneți, da, actorii, mari actori. Da, mari actori sunt sub bagheta regizorului. Pentru că regizorul trebuie să-i transmită gândul său despre rolul pe care îl are de jucat. Iarăși o să spuneți, da, dar mari actori se pricep, știu ce să facă. Și iar eu am să vă contrazic și să vă spun că nu e așa. Până la urmă, creatorul, Dumnezeul pe scenă, este regizorul care, bineînțeles, colaborează cu actorii. Pentru că orice actor, când începe să joace pe scenă, repetă pe scenă, le întreabă pe regizor. Eu de unde intru? Din dreapta sau din stânga? Și regizorul trebuie să fie pregătit să-i spună că din stânga. Dar de ce din stânga? Pentru că trebuie să faci un ocol prin toată sala și după aceea să vii aici pe scenă și să-i spui lui Barbu, oprește-te, nu mai vorbi atât de mult despre actori, vorbește despre dramaturgie. Dar spuneam despre dramaturg, că are un statut foarte ingrat de a-și vedea textul interpretat și în gândul de actor și în gândul unui regizor. Eu nu cred în piesele de teatru care sunt scrise, sunt editate într-o carte strânse și așezate în bibliotecă. Ca să fii dramaturg, trebuie să ajungi cu piesa pe scenă. Pentru că o piesă de teatru este scrisă pentru a ajunge, pentru a fi jucată. Eu nu cred în piesele de teatru care sunt scrise, sunt strânse într-un volum și sunt citite spre lectură. Adică autorul se strângă piesele într-un volum, îl pune în raftul bibliotecii, vin prietenii și spune, uite, mi-a mai apărut o carte. Asta nu e statutul de dramaturg. Orice piesă trebuie să-și găsească drumul către scenă. Dar o piesă care nu-și găsește drumul către scenă, adică nu convinge un regizor, un director de teatru care să investească în montare, nu impresionează un actor, are două variante de înfruntat, dacă nu își găsește drumul spre scenă. Prima variantă este că există o conspirație mondială împotriva autorului care se dă de ceasul morții, pentru că textul lui nu ajunge pe scenă, că nu este băgat în seamă. Deci este o nedreptate, autorul se umple de frustrări, că nu mă joacă nimeni. A doua variantă este că piesa e proastă. Eu, dintre aceste două variante, merg pe a doua variantă. Adică o piesă care nu reușește să convingă un regizor, un director de teatru, înseamnă că este proastă, că are un defect. De aceea, cred că piesele de teatru trebuie scrise pentru a fi jucate, pentru a ajunge pe scenă. Altfel, rămân niște texte moarte. E și aici, e posibil să mă contraziceți. Dar rămân așa niște texte de orgoliu, nu moarte, de orgoliu pentru autor. Vorbeam despre... bine, că eu... dintre toate piesele pe care le-am scris, bineînțeles că sunt piese proaste, care n-au ajuns să fie jucate. Altele au avut norocul și au reușit să stârnească emoția regizorului. Dar marele test pe care trebuie să-l treacă dramaturgul este cel cu publicul. Adică în momentul când textul este montat, spectacolul, și atunci este
marea emoție a dramaturgului. Îmi amintesc că în 1999, când mi s-a jucat, mi s-a montat la Teatrul Mundi Dumnezeu binecuvântează America, o piesă de... Prima piesă, în regia regizorului Attila Wiesauer, la Teatrul Mundi, am avut niște emoții colosale. Eram la premieră, în sală, și aveam senzația că toți ochii spectatorilor se uită la mine, iar eu trebuia să le răspund, să întreb sau să le spun, vedeți, eu am scris chestia asta, vă place? Râdeți? Dar la replica asta de ce nu râdeți? Că e bună, nu-i așa? Oamenii normal că se uitau pe scenă la spectacol, nu la mine, dar senzația de febrilitate, de panică, vai, aici trebuie să râdă sala sau să plângă sau toate aceste frământări. Nu mai spun ce era în mintea regizorului, care era de fapt creatorul spectacolului. Dar asta nu e totul. Asta în timpul spectacolului, dar la ieșire, normal că din câte mi-amintesc, eram așa disperat de a căuta cu privirile spectatorilor și să-i întreb, cum ți s-a părut? E bine? Aici, din câte mi-am dat eu seama cu trecerea timpului, cel mai comod răspuns al unui spectator către regizor sau către dramaturg este cuvântul magic interesant. Deci nu poți să-i spui unui dramaturg sau unui regizor sau unui actor, băi, dar ce prostie ai jucat, sau, băi, e slab. Că ăla se aruncă în fața trenului sau te va urâ toată viața. Deci cuvântul magic este, da, a fost interesant. Firește că la premiera pe care am invocat-o am primit destule răspunsuri de acest gen. Interesant. Atunci nu m-am prins de ce ascunde acest cuvânt. Cu timpul mi-am dat seama. Doar o secundă, un răspuns scurt. Te-ai recunoscut în piesa văzută pe scenă, în piesa Dumnezeu binecuvântează America pusă în jucată? Ce înseamnă dacă, să... Dacă ți-ai recunoscut intențiile din piesa scrisă de către tine. Da. Da. Aici este o altă dispută, un alt război la care eu nu vreau să particip. Din punctul meu de vedere, regizorul, actorii pot lua textul și să facă ce au ei de gând să facă. Chestiunea este, nu, toată lumea spune, domnule, trebuie să respecti textul. Nu e adevărat. Că nu este copyright. Regizorul poate avea un gând mai puternic decât gândul meu din text. Regizorul poate găsi o altă semnificație puternică, emoțională, cu care să rupă sala față de replicile mele din text. Deci eu n-am pretenția să mă recunosc acolo. Spectacolele pe care le-am văzut după textele mele sau pe care le-am auzit la radio după textele mele, m-a interesat ce transmit aceste creații, aceste produse culturale, ce-mi transmit mie ca simplu consumator. Nu stau acum să mă agăț de replică, mamă, ce bună replică am dat sau ce aiurea. Teatrul este o chestie de echipă. Regizor, actori, autorul poate să lipsească din sală, poate să îl căutăm la cimitir. Nu vreau să fiu cinic sau
Dar nu am avut niciodată gândul acesta de a mă recunoaște sau de a spune, bă, dar de ce ai sărit aceste replici? Am să sar acum peste timp și vis-a-vis de ceea ce la spectacolul îmi spuneți dacă sunt incoerent sau dacă nu se înțelege. La spectacolul Dumnezeu binecuvântează America în regia lui Attila Wiesauer, regizorul nu m-a lăsat să fiu prezent la repetiții. Și l-am înțeles din prima clipă, nu am pus botul, cum se spune, sau nu m-am supărat. Cum să te superi pe un regizor care ți ia textul și să-l joacă? E o nebunie, este super, că nu-ți dă voie la repetiții. De fapt, e vorba de intimitatea creației, ceea ce spuneam mai devreme, creația regizorală și a actorilor. Ei sunt deranjați, unii, nu vorbesc în general, dar în acel caz, la spectacolul Dumnezeu binecuvântează America, erau deranjați de prezența mea în sală, pentru că nu aveau liniștea de a crea. De obicei, actorii, când autorul trăiește și se află la repetiții, prima lor grijă este, Barbu, cum e? E bine? A spus frumos? Eu ce să-i spun? Vorbește cu regizorul. Deci eu sunt autorul, dar tu ai treabă cu regizorul. Și de aceea nu am participat la repetițiile de la acel spectacol. M-a chemat la prima vizionare și atunci normal că actorii au sărit pe mine. Cum se pare? Nu e așa că e bine? Sau... da, actorii au această... din meseria lor, de a întreba, de a iscodi, de a cere confirmări. În schimb, cum spuneam, sărind peste ani, în 2019 mi-a fost montat la Teatru de Comedie, am avut onoarea să îmi fie montată la Teatru de Comedie piesa Masa Puterilor Noastre, care câștigase cu 2 ani în urmă premiul Uniter pentru cea mai bună piesă anului 2016 și sigur că mă pot lăuda că am urcat pe scena galilor Uniter și m-au văzut rudele, neamurile, prietenii dând mâna cu domnul Ion Caramitru, dar lucrul ăsta nu mă face dramaturg. Încă o dată, repet, nu coborând de pe scenă, deja toată lumea spune că ești dramaturg. Dar să nu sar de la una la alta. Această piesă mi-a fost montată la Teatru de Comedie și în regia regizoarei Silvia Roman, care a ținut să fiu prezent la repetiții. Chiar a ținut. Adică m-a sunat din prima clipă și mi-a spus, vezi că avem întâlnire cu actorii și trebuie să fii prezent, să le vorbești. Acum, nu vreau să transform această prelegere într-o anecdotică, dar sigur că cred că orice dramaturg, orice scriitor, când ajunge în această situație de a-și cunoaște actorii care vor juca are o anumită reacție. Adică poate să spună, da, ăștia sunt, ăsta e actorul care l-am gândit eu. Sau poate să spună, bă, dar ce sunt cu ăștia? De unde i-a adunat regizoarea? Aceasta, a doua variantă, am trăit-o la Teatrul de Comedie. Nu o spun, ca să mă înțelegeți bine, nu o spun cu răutate, cu anumită frustrare. Pentru că, repet, vin din altă lume, în lumea teatrală, care este foarte dură. Și la primul contact, la prima
când i-am cunoscut pe actori, i-am spus, păi da, cum i-a adunat pe ăștia? Pentru că nu țin cu piesa mea, nu sunt în roluri. A trebuit să, continuând o anecdotă, dacă îmi permiteți, a trebuit să le povestesc ce am gândit. Normal că nu pot să mă duc în fața actorilor și spun, știți, eu sunt Petre Barbu, care am piesa asta, aveți grijă, că este premiată, deci aveți grijă cum o jucați. Pentru că actorii știu meserie, știu ce trebuie să facă, știu cum să abordeze, sunt trecuți printr-o școală, au sensibilitățile lor, nu vine un nei ca nimeni, un barbu, să le spună, știți cum e cu... La ei, ei își doresc lucrurile care să-i capteze, își doresc de la text să-i capteze și să-i facă să iubească rolul acela. Și mai mult, te plictisesc? Îmi dai un semn cu piciorul. Doar că aștept să ne apropiem de pandemie, zic, în 2019. Mai una. Și vine pandemie. Da. Și spuneam că actorii își doresc să se îndrăgostească de rol, de text, să-i ofere, rolul să-i ofere o exprimare, chiar dacă duc tava sau așează un par cu apă. Și a trebuit să le povestesc ce am gândit eu despre această temă, despre subiectul piesei, cu precizarea că nu trebuie să îmi ia de bun ceea ce le povestesc. Creatorul este regizoarea. Cu ea trebuie să vorbească. Și fiind prezent timp de o lună și jumătate în sala de repetiție, am trăit cele mai puternice emoții văzând munca actorilor. În calitate de spectatori, când intrăm într-o sală, vedem spectacolul, aplaudăm, strigăm bravo și povestim prietenilor ce bun spectacol a fost. Ce bun spectacol am văzut. Dar nu cunoaște absolut nimic despre munca actorilor. Ei bine, am avut atunci șansa ca de dimineață până seara să-i văd muncind efectiv. Pentru fiecare mișcare, pentru fiecare replică, eu ca dramaturg am stat pe un loc cu minte. Nu am spus absolut nimic, nu am dat nicio sugestie, am vorbit doar atunci când am fost întrebat, ți-a plăcut? Da. Cum ți se pare? Merge. Nu că am jucat rolul de yes man, nu, dar... N-ai spus interesant. Nu. Dar când am încercat să fiu foarte sincer și să le răspund. Firește că actorii aveau treaba cu regizoarea, dar îmi cereau și o anumită certificare, o anumită certificare din partea mea, plus că lucrau foarte mult pe text, adică spuneau, păi, replica asta nu-mi sună bine. O tăiem? Da. Vrei să o înlocuiești? Da, pot să înlocuiesc. Mai căutăm. Nu trebuie să mai căutăm. Lasă, o tăiem. Deci asta e lucru pe text, dar lucru pe mișcare. Chestiunea este că dacă teatru înseamnă încredere, dacă nu ai încredere în textul respectiv, ca actor, ca regizor, nu poți să transmiți încrederea spectacolului către spectatori. Adică dacă faci această minciună, adică nu ai încredere, spectacolul se prăbușește, e slab, e un fel de recitare de poezie. Vrei să ajungem în 2019? Abia aștept. Da. În pandemie, cu
așa cum ar fi aștept să ieșim. Da. Da, mai am de povestit încă ceva. Cu riscul de a vă plictisi. O experiență pe care am trăit-o cu acest spectacol, Masa Puterilor Noastre, montat la Teatru de Comedie de regizoarea Silvia Roman. În paralel cu montarea spectacolului, la Radiodifuziunea Română, doamna Cezarina Udrescu, regizoare, o cunoști? Da. Și cred că atunci când ne-am întâlnit prima oară, chiar atunci am cunoscut-o și nu știu, bun, așa. E de aici din zonă. Deci, tocmai în acel timp îmi monta aceeași piesă la Radiodifuziune cu alți actori. Și am avut același ritual ca la Comedie. Cezarina m-a invitat să discut cu actorii selecționați, propuși de ea, pentru spectacolul radiofonic. Adică sunt două lucruri total diferite. Unul pe scenă și unul radiofonic. Și le-am povestit așa și după aceea și-a luat actorii și s-a dus la repetiție și nu am stat la repetiție pentru că nu m-a lăsat Cezarina. Nu m-a lăsat. A ținut să lucreze singură cu actorii. Nu niciun reproș. Dar spectacolul de teatru radiofonic, nu vreau să fac acum o teorie, trebuie să aibă niște valențe mult mai puternice pentru a crea anumită emoție, pentru că ascultătorul stă așa și ascultă teatru radiofonic și la un moment dat se poate plictisi. Dacă nu, sunetele, replicile, vocile nu trec bariera aceea invizibilă către mintea ascultătorului. E bine, ca anecdotă, am fost foarte fericit în acea perioadă că mi se muta aceeași piesă și la radio și pe scena unui teatru. Nici dacă ar fi fost ministru, eu, dacă aș fi fost ministru al culturii, să aranjez, le așez așa, ca să mi se joace în paralel, nu aș fi reușit dacă aș fi fost ministru al culturii. Da? Mulțumesc lui Dumnezeu că am trăit acel moment. Pentru că Cezarina Udrescu a fost foarte curioasă să vadă premiera de la Teatru de Comedie, iar regizoarea Silvia Roman a ascultat și ea varianta de radio. Părerile lor despre ce au ascultat și ce au văzut, nu le-am aflat niciodată. Adică a fost o anumită discreție care ține de o anumită creație și cred că a fost un lucru de mare diplomație și de tact de a nu vorbi cu autorul despre creația unui alt regizor. S-a înțeles? Da, da. Nu știu dacă e relevant. Eu zic că este, mă rog, eu percep tot aceeași problemă a ciognirii, să spunem, dintre lumea ta și lumea obiectivă, ca să, în cazul ăsta, lumea scenei. Deci am senzația că asta e tema de care ne vorbește acum, am și spus-o mai devreme, este chiar tema centrală a... cel puțin așa am înțeles eu din scrierile tale și în proză și în teatru. O ciocnire, da, între lumea ta interioară, imaginară și lumea reală. Chestiunea e că statutul unui dramaturg, un dramaturg trebuie să lupte mai întâi cu textul său, cu replicile, cu crearea unei tensiuni, trebuie să lupte cu regizorii pentru a-i convinge să ajungă textul său ca și în viață. Da. Ca și în viață. Da, asta spun în comparație cu poetul sau cu, nu că îi blamez, sau că, dar are de luptat și cu, cu ascultătorii, cu spectatorii și... A
având șansa sau neșansa unei receptări, hai să spunem imediate, mult mai directe decât poetul la care receptarea se poate lăsa așteptată, poate fi convins. Da, pentru că în orgoliul oricărui creator, cum este dramaturgul, el consideră că spectacolul după textul său este foarte tare. Este rupe norii. Dar când îi vede pe spectatorii ieșind așa cam boțiți din sală sau debusolați, spune, păi, dar ce caut eu cu textul meu? Nu-i mai bine să scriu poezie sau să scriu proză? Chiar în zona asta vreau să te întreb a faptului că probabil și există riscul unei înstrăinări foarte mari când ai reacția aproape imediată, să spunem, pe scenă. O carte de poezie poți să-ți faci iluzii, o să înțeleagă posteritatea, că o să înțeleagă alții. Dar în ce privește un spectacol care ți-a fost montat, după ce ai satisfacția că ți-a fost montat, s-ar putea să ai o foarte mare, cel puțin de două ori de zi, odată că s-ar putea să te simți înstrăinat de ce a făcut regizorul acolo pe scenă și a doua, văzând reacția spectatorilor, să te simți încă o dată înstrăinat, să constatând că nu le-a plăcut sau li s-a părut doar interesant, cum ai spus tu mai devreme. Vreau să spun că ideea era că, de fapt, riscul e mult mai mare când scrii o piesă de teatru care ți-a și montat. Repet, eu nu sunt adeptul textului meu trădat de către regizor sau de către actori. Ei pot lua textul și să facă un spectacol foarte bun pe textul respectiv. Consider asta o trădare? Nu consider că este o trădare. Din potrivă, spun, bă, ce mișto, asta înseamnă creație. Știi? Dar pentru un dramaturg sau pentru mine, scrierea dramatică, dramaturgică, a însemnat să fiu foarte economicos, să încerc să găsesc cele mai bune replici și scenele să aibă o anumită tensiune. Ce vreau să înțeleg să înțelegi prin această tensiune? Imaginați că noi doi stăm pe o scenă, într-adevăr, acum, ca la teatru, da? Și publicul din sală urmărește spectacolul. Și Barbu vorbește despre dramaturgie, condiția dramaturgului și oamenii aceștia se plictisesc. Deci nu există nicio tensiune. Imaginează-ți că Barbu la un moment dat zice, stai așa, Leonid, mă duc până la Buda. Deci suntem numai noi doi pe scenă, da? Și cât lipsesc eu, tu îți scoți din buzunar un piculeț și îmi pui aici în apă, în parul cu apă. Iar eu mă întorc ca personaj, nu? Îți dai seama că perspectiva publicului asupra scenei s-a schimbat dintr-o dată. Deci e o anumită tensiune. Bă, dar Leonid, de ce i-a pus acolo în primul rând? Poate i-a pus o travă, primul gând. Poate i-a pus un întăritor, că el este medic, nu? Un somnifer. Dar de ce i-a pus somniferul? Astea sunt motivele pe care publicul așteaptă și textul și regia și actorii trebuie să-i răspundă, pentru că altfel pleacă în beznă. Deci revenind acum la timpul prezent, dramaturg în pandemie. Acum probabil o să vă așteptați să spun câte piese de teatru am scris în pandemie. Cât timp am avut să scriu? Am scris altceva decât teatru, dar am avut două, de fapt trei evenimente în acest an de pandemie. Primul a fost câștigarea unui concurs de dramaturgie de monodrame la Teatrul din Bacău cu monodrama Sufletul Pereche. Și a fost o mare bucurie pentru mine în 2020 când s-a oficializat rezultatul concursului.
Dar a fost o bucurie de pandemie, o anumită crispare. Nu am putut să mă bucur ca la alte premii, pentru că există drama aceasta și trauma izolării. Numai că am băut ca după orice eveniment din acesta fericit, când afli așa, dar și berea aia, să o bea așa de unul singur, nu vreau să fiu nostalgic, dar altfel am sărbătorit anumite premii. O berea de unul singur în consonanță cu piesa. Piesa am ascultat, se poate asculta pe internet, eu am ascultat-o chiar zilele acestea și de-aia spun că faptul de că ai băut de unul singur vine perfect în consonanță cu situația dramatică din piesa respectivă. Asta e părerea mea. Da, aici pentru mine a fost o lovitură de teatru. Faptul că acum ai mărturisit că mi-ai ascultat piesa, spectacolul radiofonic. Da. Da. Asta a fost una dintre bucurii. A doua bucurie a fost că am semnat contractul cu Radiodifuziunea Română pentru montarea acestui spectacol și în preajma Crăciunului a fost premiera cu Sufletul Pereche și cred că spectacolul a obținut anul acesta premiul 3 la un concurs de teatru radiofonic în Marea Britanie. Da, premiul nu contează, de fapt este al radiodifuziunii, nu al meu. Și mi-a apărut un volum de teatru, Puterea a șasea, la Editura Integral și este exact ceea ce povesteam la început, că nu o carte de teatru te face dramaturg, dar editorul de la Editura Integral a ținut atât de mult să publice Sufletul Pereche, monodrama, încât mi-a spus, uite, mai adăugăm încă 4 piese de ale tale și facem un volum. Nu m-a întrebat cât am vândut, pentru că dramaturgia se vinde foarte prost, la fel ca și poezia, dar nu este aceasta o frustrare, a fost o bucurie că mi-a apărut acest volum, așa, un fel de confort intelectual, într-o mare presiune pe care am trăit-o cu toții în pandemie. Probabil că o să fii curios să afli care e părerea mea despre restricții și faptul că teatrele au fost închise sau arta spectacolului a fost blocată. Mai ales după ce ne-ai spus că o piesă de teatru trăiește prin montare, prin jucare în fața spectatorilor, aștept cu nerăbdare răspunsul la întrebarea asta, care să depășească inclusiv cadrul scenic. Care e părerea ta despre restricții, despre pandemie, despre realitatea sau irealitatea acestei probleme? Nu sunt pregătit să răspund la această întrebare, dar părerea mea este că asupra pandemia sau criza medicală, restricțiile au avut un efect foarte puternic asupra artei spectacolului. Ce vreau să spun? Regizorii, actorii, interpreții nu sunt oameni de Horeca. Adică dacă mâine se ridică restricțiile, punem 2-3 mese pe trotuar, mergem la metro și cumpărăm niște cartoane cu ouă ca să facem clienților omletă dimineață la micul dejun, deci dăm drumul. Bine, că sunt și acolo pregătiri care durează la Horeca. Dar în arta spectacolului, actorii, regizorii, nu vin și spun, gata, de mâine reluăm Romeo și Julieta. Actorul e un om de creație, nu e ca fotbalistul. Avem meci cu FCSB. Oamenii trebuie să se întâlnească, nu să-și amintească textul sau...
dar să repete, să intre în starea aceea de creație. Exemplu cu fotbalistul nu e bun. Nu e bun? Fotbalistul trebuie și? Să facă tot. Da. E un sport de echipă, trebuie antrenament, da, trebuie bun. Cam ca la teatru. Da, am greșit. Da. Cu spătare era bun. Da. Mă rog. Deci, cred că impactul pandemiei asupra acestei lumi a fost foarte, foarte puternic și va avea consecințe pe ani buni de acum înainte. Adică lumea teatrală, culturală, industria spectacolelor o să-și revină foarte greu. Adică pentru actor nu contează banii, nu contează rolurile, contează aplauzele. Ăsta este un mare adevăr, după părerea mea, că actorul trăiește din aplauze. Deci dacă nu ai contactul cu publicul, te ofilești. O să spui că, domnule, ești cam barbu, ți-a luat nasul la purtare să vorbești în numele actorilor sau așa. Îmi place foarte mult ideea asta. Am simțit-o și eu, am mai asistat și eu la niște spectacole și mi-am dat seama că de fapt aia contează. Sigur că în spate trebuie și el plătit, trebuie să aibă o altă situație, dar alea sunt chestii mai degrabă secundare. Prezența aplauzilor îl face să trăiesc. Exact cum ai spus tu, spectacol, teatrul este o interacțiune între public și regizor, public, autorul e undeva în spate. Impresia mea, părerea mea de bun simț, este că totuși fără textul dramaturgului, regizorul ar șoma. Până la urmă, oricât ai fi tu de modest în calitate de dramaturg, totuși contează și textul tău, indiferent că îl deformează, îl mutilează regizorul, dar fără textul ăla, el ca regizor nu ar avea ce face. Dacă nu, sunt regizori care s-au apucat să scrie piese, dar nu știu dacă foarte bine. Nu știu dacă foarte bine. Așa cum sunt actori care s-au apucat să regizeze, sunt foarte mulți. Am înțeles că e o criză de regizori. Dar părerea mea e că totuși textul autorului contează. Bun, am înțeles, regizorul are toată libertatea să facă ce vrea din el, am înțeles și ideea foarte bine. Impresia mea e că, în mod normal, tu ai putea să scrii o piesă de teatru exact pe tema pe care ai spus-o acum. A autorului care asistă la spectacol, uneori, alteori, nu e lăsat să asiste, să simte înstrăinat de propriul text. Asta deja creează o situație dramatică în consonanță cu celelalte pe care le-am mai citit în piesele tale sau am mai ascultat, n-am asistat încă la o piesă. Deci părerea mea e că prin ce ne-ai spus acum ai deja un subiect pentru o piesă de teatru. Asta vreau să zic. Pentru că e tipul de situație dramatică pe care o creezi tu. A relației tensionate, zic eu, între autor, regizor, eventual public, actori. Ori asta ar putea să iasă un fel de teatru, un teatru la Pirandello, oricum ceva sigur sunt convins că vei scoate. Ce am constatat eu cu mare surprindere, că spun asta ca să nu uite, că nu te-ai schimbat absolut deloc în cei 30 ceva de ani. Exact, m-am simțit și eu mult mai tânăr cu 30 ceva de ani, pentru că te regăsesc ca pe vremea când discutam în curtea de Argeș și în prezența domnului Altehaș Ionescu și altora, și ești exact la fel, nici fizic nu te-ai schimbat foarte mult. Și te fericit. Vrea cineva să-i adreseze întrebări domnului Petru Barbu? Mai am de spus ceva. Așa, da. Despre pandemie. Bun, asta o așteptam de nu știu când. Despre dramaturg în pandemie. Așa. Deci nu mă refer. O idee importantă ai spus-o, că nu vom mai fi la fel nici în lumea spectacolului, dar și mod cert nici noi în lumea reală. Adică nu vom mai fi ce am fost. Da. Am trecut în revistă câteva bucurii ale mele ca autor. Da, și mai era încă una, că teatrul din Bacău mi-a montat sufletul pereche cu actorul Bogdan Buzdugan în acest spectacol și din cauza restricțiilor am avut această frustrare de a-mi cumpăra spectacolul, de a-mi cumpăra bilet la spectacolul online. Deci în urmă cu o lună și jumătate a fost premiera online a spectacolului Sufletul pe pereche de la Bacău. Și eu ca autor mi-am cumpărat bilet ca să încurajez
nu să încurajez teatru, adică să nu beneficiez așa moca de bilet, și mi-am cumpărat bilet pe internet, nu că toată lumea este acum pe internet, și am văzut spectacolul și nu e cazul acum să-mi exprim frustrare sau... Da, teatru nu se poate face online. Poți să te duci la Netflix, la HBO, la alte platforme din acestea și să vezi filme. Dar teatru trebuie făcut pe scenă, adică în sală. Așa m-am uitat și peste o săptămână sunt invitat la Bacău, la o altă reprezentație a acestui spectacol. Până la urmă a avut loc premiera cu public. Și n-am putut să ajung. Și efectul pandemiei asupra mea este că asupra viitoare trebuie să mă duc la Bacău. 400 de kilometri cu trenul. 400, sunt 200 și ceva. 4 ore cu trenul. Vai, ce greu e până acolo. O să spui acum, ai băi barbule, că astea sunt mofturi. Într-adevăr, poate în alte vremuri aș fi zburat până la Bacău, aș fi plecat pe jos, că mi se montează o piesă. Dar acum fac mofturi, până la urmă lovit de criza pe care am trăit-o, de această izolare. Să mă duc cu trenul sau cu microbuzul. Bine, o să spui și ce legătură are asta cu teatrul. Are, pentru că eu, este textul meu. Deci ar trebui, textul copilul ăla, al meu, ar trebui să mă cheme, să am grijă de el. Să mă duc, ia să vedem, ce mai faci? Suflet pereche. Deși recunoști că montat de regizor, pus pe scenă de regizor, deja nu mai e al tău textul. Adică da. Ai plecat deja cu gândul acesta. Oricum, ai spus o idee foarte interesantă adineauri. Ideea că, de fapt, mijloacele tehnice, precum internetul și toate astea, nu ajută teatru. Teatru rămâne o altă tradițională, în timp ce filmul poate fi ajutat. Poți să vezi filme pe Netflix, pe ăsta. Teatru, a existat teatru de televiziune, dar ăla e alt tip de teatru decât teatru montat pe scenă. Radiofonia, radioul ajută destul de mult. Părerea mea e că teatru radiofonic, dar iarăși e un spectacol diferit de spectacolul care se pune la publicul real în față. E o caracteristică acestei arte străvechi. Vreau să spun o problemă generală. De ce crezi tu că această artă atât de veche rezistă? Rezistă și cheamă lumea, n-a fost decât o mică criză după 90, când lumea era preocupată de politică și de alte prostii. Dar sălile de teatru sunt pline. Deci de ce crezi tu că lumea încă vine la teatru și asistă la un spectacol care merge pe chestiile lui străvechi, cu actorii prezenți așa, cu fel și fel de decoruri mai mult sau mai puțin artificiale, și totuși lumea se duce acolo renunțând la film, la meci, la dispute, la talk show-uri și la alte chestii. Deci de ce crezi că această artă rezistă? Ca întrebare generală, dincolo de pandemie și de... Să nu avem o imagine deformată, adică aici te-aș contrazice. Teatru, cărțile, cultura, arta, după părerea mea, este o chestiune de nișă. Adică nu toată lumea acum zice la teatru. Că asta le-am stabilit-o, mă refer. Da, că sălile sunt pline. Sălile sunt pline pentru că sunt puține săli, de exemplu, de teatru. Și atunci numărul de solicitări de bilete este mare pe un număr mic de săli. Să nu ne imaginăm că dacă ieșim acum pe stradă și întrebăm oamenii la întâmplare care este ultimul spectacol de teatru pe care l-ai văzut, o să spună toată lumea. Deci nu ne imaginăm lucrurile acestea. Dar arta teatrală... Asta e de la sine înțeles. Dar pentru oamenii... Răspunsul meu este că, într-adevăr, teatrul va rezista pe un anumit segment foarte bine. Pentru că o spun o banalitate, este nemuritor. Pentru că
ține de condiția lui Homo sapiens. Ține de condiția acestei maimuțe care suntem noi, Homo sapiens. E în structura lui, a omului, de a simți teatrul din lumea antică. Dar nu? Inclusiv având și funcții rituale în religiile strategice. Da. Nu vreau să fac o anumită teorie, da? Nu fac probleme că va muri sau nu fac probleme. Că nici eu nu sunt în măsură să dau cu părere. Nu, și eu cred că ține oarecum de să spunem, structura noastră mentală, teatru. Poate alte arte mai puțin, poate alte arte pot dispărea, dar teatru în mod cert, nu, s-au fost discuții despre dispariția teatrului. Bun, acum, revenind un pic la ce ai spus tu, spuneai la un moment dat că teatrul publicat, să spune, sub formă de carte, nu prea își găsește rostul. Părerea mea e că totuși, de pildă, Shakespeare se poate citi. Deci poți să iei volumele de opere complete să le citești. Eugen Ionescu, în anii 80, dacă nu-l citeai în volumele de teatru, n-avea nicio șansă, pentru că nu se juca nicăieri. Deci, aș lua oarecum afirmația ta cu un gran osalis, deci relativizând-o un pic. Părerea mea e că poți să-l și citești. Ascultă, da. Vreau să fac o precizare foarte importantă. Dramaturgii pe care i-ai menționat, ei au scris... și piesele lor s-au jucat. După aceea au fost antologați, au fost băgați între două coperți în bibliotecă. Piesele lor au avut din prima confirmarea pe scenă. Și după aceea, după ce au ajuns... Dacă tu scrii ca să publici o carte cu piesele tale de teatru, nu ăsta e scopul principal. Aia nu e, ei într-adevăr sunt dramaturgi. Da, deci întâi să se joace și pe urmă da, adică să se păstreze. Ei au scris piesele și au scris piesele pentru a fi jucate, nu băgate în bibliotecă. Și ulterior poate să vină un editor și să le strângă într-o carte, am înțeles. Da, bun. La microfon. Păi, da, vreau să vă îndemn să-l întrebați și dumneavoastră, eu l-am tot întrebat. Până în 2020, în ianuarie, s-a jucat Masa Puterilor Noastre la Comedie, la Teatrul de Comedie, și după un an de zile care a fost pe afiș, în acel an în care a fost pe afiș, masa a fost scoasă din rațiuni manageriale, adică... Noi avem un teatru aici, plănuiesc că lucrul ăsta este cunoscut, de Davida. Vreodată a venit vreo ofertă din partea lor pentru montarea de unei piese, de-a domniei voastre? Da, 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 pot să vă pot răspunde foarte aplicat. Nu știu dacă mai avem timp. Doamna Carmen, mai avem da, timp? Mai avem. Împreună cu regizoarea Cezarina Udrescu, am fost în anul 2012 în Pitești. 2012 era an electoral, parcă cu alegeri, cu Partidul Poporului, sau mă rog, țin minte așa. Regizoarei Cezarina Udrescu, i-a plăcut un text de-al meu, o piesă, Închideți ziarele, vin aligatorii. Și a propus-o teatrului din Pitești. Și am plecat și după mai multe negocieri, m-a sunat într-o zi și mi-a spus Petre, mergem mâine la Pitești să discutăm cu director. Nu mai știu cine era director, sau... dar vă povestesc lucrul acesta cu seninătate, fără nicio frustrare. Și o să vedeți de ce. Și ne-am urcat amândoi eu cu Cezarina în într-o cursă din asta de la Păci, de acolo microbuz până aici, ne-am întâlnit cu directorul teatrului de atunci, directorul teatrului. Dânsul nu citise piesa, dar auzise de la actorii care au citit că are prostii, înjurături. La care Cezarina, regizoarea, i-a răspuns, nu-i nicio problemă, se poate tăia, nu, ești de acord.
Zic, da, 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 textul e disponibil, se poate tăia, nu e așa. Mm-hmm. Și după această întâlnire, Cezarina avea aleși actorii pentru această piesă și au început repetițiile la masă, adică la lectură, lectura la masă, cum se spune. Era foarte fericită, avea gândul ei regizoral, i-am spus, dacă ai probleme, mai tăiem din text, normal am tăiat din text. Și la un moment dat au pornit repetițiile pe scenă și, bine, eu nu am fost martor, dar mi-a povestit Cezarina că într-o zi, după o săptămână de repetiții, actorii n-au mai vrut să joace textul meu. Textul meu. Textul. N-au mai vrut să joace. Motivele fiind că e o piesă proastă. Trebuie să vă mărturisesc că nici acum, după foarte mulți ani, nu sunt frustrat, nu sunt supărat. Este opțiunea actorilor de a renunța pentru a plana acest moment delicat. Din partea directorului, Cezarina a primit varianta de a face, de a juca un Cehov, nu? Îl dai la o parte pe Barbu și e firesc, montezi Cehov. Și eu nu i-am purtat, noi este prieten cu Cezarina, așa, nu i-am purtat pică nici Cezarinei, regizoare, că n-a, deci nu a fost o revoltă sau pur și simplu n-au mai vrut să joace în această piesă. Și eu cred că au procedat foarte bine, referitor la ce spuneam mai devreme. Dacă actorul nu are încredere în acel text, în acel rol, nu poate să-l joace și să dăruiască publicului încrederea. Uite, adică, credeți-mă, adică să spună, uite, credeți-mă că eu joc rolul ăsta, mă credeți, nu? Dacă nu are el încredere în rol, e o chestie de afinitate. Actorilor nu le-a plăcut textul meu. Nu e nicio problemă. Da, ceea ce spui acum este perfect în consonanță cu tot ce ne-ai spus acum. M-a așteptat din partea ta la atâta consecvență, pentru că de consecvența asta ai dat dovadă de-a lungul întregii vieți, că totuși din 88 până acum, de cât te cunosc eu, e o viață întreagă. Și ce-ai spus acum, inclusiv sinceritatea cu care ai mărturisit un lucru pe care foarte puțin l-ar fi mărturisit, că pur și simplu nu s-a mai jucat piesa pentru că actorii n-au considerat-o bună, este iarăși în consonanță cu structura ta sufletească. Da, nu, încă o dată, îți mulțumesc, Leonid, dar am oră la psihoterapeut. Nu, iartă-mă. Ce mai vreau să spun? Personajele tale sigur sunt ardată lucru unui psihanalist, chiar dacă tu nu faci introspecții. Ce vreau să spun este că țin minte, deci au trecut aproape 10 ani. Nu mai vreau să nu mai vreau să îmi bag cuțitul în rană, sau de fapt nici n-a fost rană. Dar Cezarina era disperată când m-a sunat că se alisese praful de proiect. Și i-a spus, stai, calmă, uite, ia acum cursa, ne întâlnim în București și stăm la o discuție și așa, și mi-a povestit. Și mi-a povestit așa cu o stânjeneală, adică de la regizor la autor, băi, te rog, nu, asta s-a întâmplat, s-au revoltat, au rejectat actori. Cezarina a stat liniștită. Întâmplarea este că peste câțiva ani Cezarina a făcut un spectacol lectură în București cu aceeași piesă, dar cu alți actori. Și după lectură au fost câțiva actori cu spunea, dar de ce nu se montează asta undeva? Dom'le, eu sunt autor, eu nu pot să mă duc peste Caramitru să-i spun, băi, montează-mi și mie. Ceea ce înseamnă că acel criteriu că o piesă care nu e jucată e proastă, e relativ. Adică poate să fie proastă pentru unii și foarte bună pentru alții. Oricum, din ce ne-ai spus tu acum, deja
eu simt că s-a creat material pentru încă o piesă de teatru pe care o să o scrii. Că este piesă de teatru, că este piesă de teatru, că este roman sau că este poezie, părerea mea este că orice creație trebuie să fie o criză, o criză. Un roman, o piesă de teatru, este o criză pe care autorul trebuie să o rezolve. Și chiar și această secvență de a ieși eu pe hol și tu îmi pui un pliculeț în pahar, e o criză pe care autorul, regizorul trebuie să o rezolve după ce se întoarce barbul. Să înțeleg că motivul pentru care ai venit cu propria ta sticlă de apă e chiar ăsta. Bun, dacă nu mai aveți întrebări. Vă mulțumesc. Mai vrea cineva să întrebe? Ceva? Nu. Noi vă mulțumim. Eu zic că am asistat și la un mic spectacol de teatru, cel puțin în ca potențial. Îl așteptăm și pe la real. Eu îi sugerez că sigur va scrie un spectacol despre lumea teatrului. Cred că ești deja acolo. Îi mulțumim lui Petru Barbu, îi mulțumim doar directoare și să sperăm că ne vedem și în la viitoare sănătoși. În ce privește pandemia, cred că ne-am lămurit. Nu vom mai fi ce am fost. Eu asta cred și cred, Petru Barbu mi-a confirmat în ceea ce intuiam și eu, că după pandemie vom fi alții în toate planurile vieții. Mulțumim mult încă o dată.